Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală. Așa cum ai văzut în titlu, vreau să văd ce secrete ți se ascund, da, de către o persoană sau în general în jurul tău, ce ți se ascunde. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Ce ți se ascunde? Ți se ascunde că cineva a obosit să lucreze, da? Cineva a obosit să lupte, cineva a obosit să tot repare o situație. Da? Văd o persoană obosită, plictisită. Doar că persoana asta nu prea comunică, adică stă și suferă aici în secret, stă și nu zice nimic. Cineva care nu are chef de ceva anume, da? Este cineva căruia nu-i place. Uite, cavalerul de bâte. Poate tu nu știi că cineva are de rezolvat o problemă, are de făcut ceva important, doar că na, gândul acestei persoane este la pasiune, este la o aventură romantică, este la a face ceva pentru sufletul său. Deci persoana asta parcă ar vrea aici să se distreze sau ar vrea să merge, să alerge, să facă mișcare. De nicio culoare, cuiva nu-i place să stea așa într-un loc. Ia să mai vedem ce ți se mai ascunde. Avem un rege de monede care e cam supărat. Da? Ce ți se ascunde e că, nu știu, e un rege de monede, gen o persoană muncitoare, o persoană serioasă. Poate este o persoană din zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Este o persoană căreia îi place tradiția, îi place să stea în mediul rural, îi plac lucrurile astea tradiționale. Regele de monede este cel care e puțin și zgârcit în același timp. Omul ăsta e foarte stabil, e foarte sigur pe el, doar că ce văd aici este că persoana asta e cam geloasă, da? Sau se luptă aici cu o situație, pentru că avem trei de cupe. Pentru unii poate e vreun triunghi amoros, da? Un flirt pe la muncă, ceva ce se întâmplă aici. Este o persoană agitată și care parcă fie nu vrea să se întâlnească cu tine, fie aici sunt niște lucruri pe care ți le ascunde. Da? La muncă, în special. Cineva a obosit aici să se certe, cineva a obosit să dea explicații. Și văd aici că, uite, e cineva care, nu știu, vrea să se distreze, vrea să meargă la o petrecere, e cineva căruia îi place aventura, da? Îi place situația aceasta în care vă aflați. Și nu știi, uite, cineva parcă iese la agățat aici, da? Sau cineva care face un drum pentru pasiunea sa. Pentru pasiunea sa. Parcă cineva, nu știu, fuge de la muncă, fuge de o responsabilitate, fuge de la studiu și se duce și se relaxează. Da, hai să mai vedem ce trebuie să mai știi tu. Am întrebat ce e cu regele ăsta de monede și mi s-a zis că mi se transmite clar faptul că persoana asta are de luat o decizie și nu prea știe încotro să se ducă. Da? Omul ăsta nu prea știe ce să facă. E foarte confuz. Poate să fie o persoană care are niște obiceiuri toxice, nu știu, consumă ceva, nu vede realitatea clar. Ceva ce omul ăsta face la o vreme de seară, da? Sau poate să fie faptul că omul ăsta este foarte agitat și nu știi. Poate este sub influența unei femei, poate e mama, o prietenă, o altă persoană. Justiția, o legătură cu zodia Balanță, deci e cineva aici căruia este teamă, da, de o hotărâre. Sau poate ai legătură cu cineva care are probleme cu legea și tu încă nu știi despre lucrurile astea. Poate aici mai este cineva în viața acestei persoane
știu, parcă omul ăsta e căsătorit cu munca sau e foarte prins de un proiect, de o pasiune. Ia să mai vedem noi. Bun. Mai văd aici, diavolul și împăratul. Persoana care îi place tare mult să dețină controlul în jurul tău. Poate să fie tatăl, șeful, o persoană cu autoritate. Dar mai văd și energia unei persoane care nu vrea să renunțe la un control pe care îl are. Da? Parcă cineva nu vrea să renunțe la a fi șef, la a fi capul familiei, la a fi șeful grupului și așa mai departe. Da? Ia să mai vedem noi. Oh, bun. Și ce nu știi tu este că acestui om îi pare rău pentru ceva ce a greșit în trecut. Da? Dar ce văd eu aici e că e posibil ca greșeala asta să se repete. Da? Greșeala asta să se repete aici. Pentru unii. E o greșeală care se repetă. Da? E o trădare aici. Și cineva care nu spune. E ca și cum minte prin omitere. Adică nu spune, da, dar faptul se întâmplă, da? Faptul e acolo. Drăgostiții, turnul, ia uite, cineva aici e îndrăgostit sau cineva se simte foarte atras. Parcă este o persoană care fuge de responsabilități. Bun, și ce mai văd aici? Sunt niște planuri, niște strategii secrete pe care o persoană le are. Mai văd aici o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Omul ăsta are ceva în secret, are o cunoaștere, are niște informații, poate practică zona spirituală, poate este o persoană care este foarte deșteaptă și atunci imediat își dă seama de caracterul omului. Dar văd și un rival aici sau o persoană foarte ascunsă. Hai să vedem despre ce e vorba. Lumea 4 de bâte. Cineva aici uite, se pregătește de o petrecere, de un drum lung, de o eliberare. Mai văd. Aici tu nu știi despre un păcare care a avut loc sau despre un compromis care s-a făcut, da? Și ție ți se ascund, văd eu lucrurile astea. Ți se ascund. Poate ai o persoană în jurul tău care e mai dușmănoasă din fire, dar totuși care ar vrea să vă împăcați sau care ar vrea să o luați de la zero. Văd aici un păcare și un copil, da? Mai vreau o carte. Marele preot 9 de spade. Poate e cineva, uite, care are probleme mari în relația de cuplu sau cineva care are probleme mari cu partea asta de credință. Cineva care are probleme mari la școală sau cu un examen, cu un profesor, cu ceva de genul ăsta. Hai să vedem și tarotul meu ce spune. Să vedem cu regele ăsta de monede, că e tare ciudat aici. Aici poate fi un coleg de la muncă pentru unii, nu știu. O căsătorie, o scrisoare și bărbat în vârstă. Na, deci persoana asta, nu știu, a făcut o înțelegere cu cineva sau a avut o discuție cu o persoană anume în legătură cu o relație serioasă, în legătură cu o colaborare, poate în legătură și cu o căsnicie. Și tu nu știi despre lucrurile astea. Deci asta ți se ascunde. Parcă e vorba aici de o petrecere, o zi de naștere, o întâlnire mare.
O casă străină și gelozie. Deci aici e cineva care e puțin gelos sau invidios pe tine, dar în același timp parcă ar vrea o împăcare sau parcă ar vrea să reluați legătura, parcă ar vrea să ajungeți la un compromis. O veste bună, o petrecere amiciție și o femeie în vârstă. Da? Parcă cineva evită să meargă la un drum, evită să facă ceva. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Și avem așa, atracție, pasiune și să rămâi optimist. Îngerii zic totuși să rămâi optimist, să te bucuri de viață, să faci doar ceea ce îți place, pentru că lucrurile cu siguranță aici urmează să se clarifice pentru tine. A mai ieșit o carte, a sărit și o voi lua să văd ce vrea să zică. Da? Din nou, deci să te bucuri de viață, să te bucuri de fiecare moment avem. Și ce mi se pare interesant este că aici sunt niște probleme undeva, fie în familia ta, fie în familia unei persoane. Și sunt niște discuții aici, sincer, într-un loc retras. Să vedem ce nu știi, ce secrete ți se ascund. Să vedem. Bun, avem aici cineva căruia îi place să fie în control și care trece printr-o schimbare. Mai avem o alegere pe care cineva o are de făcut, da? Sau cineva care a luat deja o decizie. Și avem aici stabilitate, schimbare, puritate. E, poate e cineva care vrea să-și rezolve niște probleme și nu vrea să-ți spună, ca să-ți arate doar rezultatul final. Iubire, o nouă iubire, magie. Parcă e cineva care e foarte prins de o persoană, de o situație și parcă nu poate să renunțe. Nu poate să renunțe. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uitați că dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând pe aplicația de tarot care îmi poartă numele. Aveți link în primul comentariu dacă sunteți curioși. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Vă aștept cu drag acolo oricând aveți nevoie de o ghidare. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.